Dragi educatori, învățători, profesori, cu deosebit respect salut prezența în sală a tuturor participanților la conferința de astăzi. S-a făcut un raport amplu pentru toată activitatea, dar eu o să mă refer mai pe scurt. Este o tradiție de decenii ca la fiecare început de an academic să se evalueze demersul unui traseu educațional și a tuturor factorilor implicați în educație și să se dea startul unui nou început. Stimați colegi, motoul conferinței de azi, pedagogul agent al schimbării, elucidează mai bine ca oricând așteptările societății vis-a-vis de instituțiile de învățământ. Ideea de calitatea studiilor și de dezvoltare permanentă, necesitatea formării noastre ca personalități, dar și a celor care beneficiază de serviciile noastre, impun în fața pedagogului de azi cerințe deosebite. Ne impune să fim participanți activi ai schimbărilor cerute de timp și de societate, să dăm un nou impuls relațiilor de colaborare cu noua conducere a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, să reluăm dialogul social cu partenerii sociali la toate nivelele pentru a elimina cât mai curând problemele care afectează sistemul educațional de Republica Moldova. Unele din aceste probleme au fost discutate în atelierile de lucru, dar și vinerea trecută, la Institutul Muncii, am avut o întâlnire cu doamna ministru, unde au participat toți președinții din Republică, reprezentanții Confederației Naționale Sindicatelor și au fost puse în discuție toate problemele care se referă se referă la toți cei din Republică, cât și la noi. Unele din ele au fost menționate și anume evidențiindu-se carențele legii salarizării numărul 270, care provoacă nemulțumiri din partea angajaților prin diferențierea claselor de salarizare, cadrele didactice din instituțiile educației timpurii, gimnazii, licee, cu același nivel de studii. Subiectivism și inechitate în stabilirea sporului de performanță, care îi pun în situație pe director mai mult ca atât, facilitează birocratizarea sistemului, pune emiterea de ordini la fiecare 3 luni, propunerea a fost să fie evaluată o dată în an. Și atunci noi am strigat, nu cereți atâta informație de la specialiștii din direcție, de la directori, învățători, profesori. Creează dificultăți în activitate și inechitate în remunerarea gradului managerial pentru cadrele de conducere. Insuficiența cadrelor didactice, remunerarea inechitabilă a muncii directorilor adjuncți din instituțiile educaționale, problema acordării premiului o dată în an, ajutorului material în mărimea unui salariu programat în buget, numărul de ore și timpul de muncă în cadrul instituțiilor de învățământ, norma didactică pentru personalul de conducere, aplicarea regulamentului privind metodologie de finanțare per copil în instituțiile educației timpurii și acordarea statutului juridic, debirocratizarea sistemului de învățământ, necesitatea unei legi pentru protecția cadrului didactic. Stimați colegi, acestea sunt problemele salariaților din sistem care cer soluționarea lor la timp, prin dialog social și în cadrul legal, în procesul de lucru viabil pentru toți subiecții implicați în educație. Doamna ministru a Educației a specificat că atunci când fiecare parte componentă cu drept decizional din sistemul educațional își va îndeplini misiunea cu maximă responsabilitate, problemele vor fi depășite. Stimați colegi, vreau să închei discursul spunând astfel. Angajații din educație trebuie să cunoască și starea de bine, confortul material, confortul psihologic la locul de muncă. Ei azi muncesc, azi să trăiască bine. Să fie liberi a expune problemele, a propune soluții și a le rezolva împreună cu angajatorii, acumulându-și fiecare parte de responsabilitate. Sindicatele sunt vocea angajaților sistemului educațional. Dragi colegi, vă felicit cu sărbătorile care le avem în preajmă. Vă felicit cu sărbătoarea noastră 1 septembrie, începutul de an școlar, care
Anul acesta vom sărbători la 2 septembrie. Vreau să vă doresc sănătate, succes în activitate, realizări frumoase, optimism și încredere în ziua de mâine. Vreau să vă văd fericiți, zâmbiți. Să zâmbiți așa cum zâmbesc oamenii care trăiesc în Norvegia, în Noua Zeelandă. Să ne descriți în funcție. Și să zicem... Să fiți fericiți. Asta e tot ce am vrut să vă zic. Mulțumim mult, doamna Eliana Codiu. Vreau tinerilor specialiști să-i ofer o mapă, să știți că să fiți așteptați și doriți și de copii și de angajatori. Mai tare, doamna Eliana, vreau să auzim și noi și secrete de spune foarte mult. Le-am pus bomboane de ștamare. Să știi că se sunte și nu e atât de ușor în învățământ. Succes e și să fiți și voi patrioți, ca și toți acei prezenți în sală. De într-adevăr, suntem patrioți că am rămas aici și educăm aici copiii noștri și copiii străini. Și nu ne chipunim cum am putea noi să existăm într-o țară unde nu cunoaște limba, unde suntem limbi. Stimați colegi, eu vreau să mă sfătuiesc cu dumneavoastră. Lista în care vorbitorilor a luat sfârșit, dacă mai insistă cineva, poftim. Dacă nu insistați, îi oferim cuvântul domnului președinte, pe cei doamne deputate în Parlamentul Republicii Moldova. Stimată doamnă deputată, onorată asistență, eu credeam că numai elevii trăiesc când iesă la răspuns, dar îndosc și pedagogii trăiesc când iesă la tribună. Ei, nu nimic, asta este bine. Deci, onorată asistență, referatul care mi l-a informat domnul șeful Direcției de Învățământ, am înțeles că anul 2019-2020 îl pășim cu pasul drept. Deoarece dumnealui mi-au făcut o informație detaliată și în raportul meu, întrebările principale, eu vă le spun, deci întrebarea principală care a fost pentru mine ca președinte, a fost gătința instituțiilor de nou an de învățământ. Deoarece gimnaziile și liceele au fost reparate din soldul Direcției de Învățământ din Consiliul Regional, iar grădinițele au fost din bugetul primăriei. Și mergând prin diferite instituții, gimnazii și școli, am văzut că sunt reparate și pregătite la un nivel foarte înalt. Din referatul care a fost de domnul Mândru, s-a auzit că au fost alocate în jurul la 5 milioane de lei pentru reparația instituțiilor și gătința către noul an de învățământ. Deci m-am bucurat foarte mult când ne-a spus că a fost susținut de peste 422 de elevi din gimnaziu, examenul, după nouă clasă, unde a susținut 99 întreg și 9%. Asta este binevenit pentru noi. Am fost satisfăcut de procentul care a fost ținut la bacalaureat, de 93 întreg și 96, ceea ce alcătuiește un procent foarte bun. Dar dacă ne-am uitat și am face o analiză la persoanele care au luat cuvântul în dezbatere, deci eu țin minte cu mulți ani în urmă, dezbaterile erau mai fierbinți. Deci domnul Sofronie face o selectare la referatul meu, dar eu aș vrea să spun că noi avem și unele probleme la clasele de la 1 până la 9, deci cunoaștem foarte mult situația elevilor, starea familială, deci avem foarte mulți elevi care nu frecventează lecții. Și de atâta era și colaboratorul de poliție, eu aș spune că de la primele careuri care le vom face cu părinții și cu elevii, ar trebui la careuri numai decât să iei parte primarii, administrația publică locală,
și reprezentant Comisariatului Raional în privința copiilor. Da, doamna aici a vorbit că trebuie să fim mai democrați cu elevii. Dar elevii cum să fie cu noi? Cât de democrați trebuie să fie elevii și cu noi? Deci noi trebuie să tragem atenție elevilor care nu frecventează lecțiile din primele zile. Din primele zile, dar putem să spunem și de luna august, după 20 august, trebuie să avem lista copiilor ca să vedem cum sunt gătiți de școală, fiindcă o majoritate, mulți copii, nu se prezintă în prima zi a școlii din diferite metode. N-am cu ce mă îmbrăca, n-am cu ce mă întrebsa și de aici se începe. Prima zi, a doua zi, a treia zi și a patra zi. Deci noi suntem acei care trebuie să tragem atenția, să punem numărul ca să pregăteze școala toți copiii. Deci sunt foarte bucuros că elevii noștri au luat locuri de frunte la olimpiezele raionale. Sunt foarte bucuros că elevii din liceele noastre din Șoldănești au luat locuri de frunte la olimpiezele republicane. Și aș vrea să trag o mică atenție în sală, sunt deoarece o parte de primari, că ar fi bine din somnul disponibil domnilor primari ca să susținem și financiar elevii care ne aduc mențiuni de locuri 1, 2, 3 din Republica Moldova. Deci sunt satisfăcut de acești doi tineri specialiști care anul acesta se încadrează în câmpul munții în instituțiile noastre din Raimond. Dar cu regret, azi la moment, avem în instituțiile noastre 49 de pensionari. De pensionari, care deja spunem corect, ei noștind, poate să încheie activitatea și punem întrebarea ce face noi mai departe, domnul Nicolae Mândru, șeful Direcției de Rățământ. Deci de aceea trebuie să tragem o atenție mai mare la specialiștii tineri, să ne stăruim, să atragem mai mulți specialiști tineri în instituțiile noastre. Deci noi, Consiliul Raional, tot susținem tinerii specialiști, deoarece la cadoul nostru va fi la ziua pedagogului, dumnealor vorbi de cadoul nostru, care va avea loc pe 5 octombrie. Deci, vreau să spun că dumneavoastră sunteți temelia Republicii Moldova. De ce spun că sunteți temelia Republicii Moldova? Deci dumneavoastră gătiți studenții pentru diferite instituții superioare din Republica Moldova. Deci chiar luni, nu luni, duminică, am fost la sărbătoare ziua diasporii din localitate, unde un student sau un absolvent a școlii sau a liceului din Cotiujeni, deja e la pensie, unde el a spus că eram supus de profesori ca să învăț. Dar printre aceia că am fost supus de profesori, am 3 studii superioare. Și de aceea, dumneavoastră sunteți temelia la juriștii noștri din Republica Moldova, la procurorii noștri din Republica Moldova, la medicii noștri și la viitorii profesori. Vreau să spun că munca dumneavoastră nu este o muncă ușoară, este o muncă foarte grea, deci lucrați cu o categorie de copii care din primii ani nu înțeleg, și în grădiniță, și în școală, deci eu vreau să spun că este o muncă foarte grea dumneavoastră, nu este o muncă ușoară, și de aceea noi suntem datori ca să vă atragem o atenție mai mare dumneavoastră. Iar eu sper că anul 2019-2020, domnul Nicolae, ne face o informație din acei 122 de elevi care au terminat liceele noastre din raion, să ne faci o informație cât s-au intrat la buget și cât s-au intrat contract și cât s-au intrat în client. Deoarece mai avem 6% din elevii care nu au susținut bacalaureatul și eu, ca președinte, mă interesează viața lor de mai departe. Și vreau să spun că din aceia 416 elevi care au susținut examenul de gimnaziu s-au întors în licee nici în jumătate.
care este problema. Care este problema. Deci cunoaștem foarte bine. Când s-au format liceele în toată Republica Moldova, au fost două clase, realiști și umaniști. Astăzi a rămas o singură clasă. Care este problema? Menținem foarte mare greu două licee în raionul Șoldenești. Dar eu sper că din 416 elevi care au terminat gimnaziul, s-a putea ca să avem patru clase, realiști și umaniști. Deci nu ne-ați informat care este problema. Da, examenele le-au susținut 99,9. Asta e un procent foarte înalt. Dar este un procent foarte mic. Au mers ca să-și continuă bacalaureatul un procent foarte mic. Unde e procentul? Dintre este 416 ca să prelungească mai departe bacalaureatul. Ca noi să menținem liceele noastre în raionul Șoldenești. Foarte greu. Asta e bine că Ministerul a mers și mi-a permis două clase. O clasă scrie, numai. Sau realiști, sau umaniști. Dar dacă ne mai pune cerințele și ele să-mi ține, să mergem mai departe după cerințele curiculului, ce facem noi? Înseamnă că în raionul Șoldenești vor dispărea ambele licee. Și vor fi nevoiți ca copiii noștri din raion să mergem și ducem la alte instituții din alte raioane. Deci noi trebuie să tragem atenția astăzi. Că în 2020-2021 să fie ambele clase, realiști și umaniști. Care e problema? De ce nu ne-a făcut o informație să știm care, ce trebuie să facă conducerea raionului, ce trebuie să facă conducerea direcției de învățământ, ce trebuie să facă conducerea gimnaziilor și a liceilor noastre din raionul Șoldenești. Asta e problema. Eu am spus de la început, avem părinți pușcătari, avem elevi care sau copii care sunt la întreținerea dumneilor, la întreținerea rudelor. Și de ce eu am vrut și am invitat colaboratorul poliției ca să fie o conlucrare între specialistul de minori a Comisariatului de Poliție și a conducătorilor de licee și gimnazii. Eu cunosc situația foarte bine și asta trebuie un ajutor din partea administrației locale și a lucrătorului pe minori a Comisariatului de Poliție. Asta trebuie să fie o conlucrare excelentă. Excelentă și eu mă clarific după conferința noastră de azi cu colaboratorii de la poliție, trebuie să spun că asta e o întrebare foarte serioasă, care eu nu o cunosc și nici informații, n-am și nici n-am avut. Din 416 foarte puțin care vor studia bacalaureatul mai departe. Iar eu vă doresc dumneavoastră succes și multă răbdare. Răbdare trebuie să aveți mult. Mulți ani! Mulțumim, domnule președinte, pentru sfaturile care le-a dat. Dar informațiile care le-a cerut, numai decât pe timp apropiat, vom prezenta școlarizarea elevilor din absolvența ciclului gimnazial și încadrarea absolvenților ciclului liceal. Da, mulțumim. Cuvântul se oferă doamnei Svetlana Rotundu, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Stimați dascăli, stimați colegi, onorată asistență, în ajun de septembrie ne apar adesea în față chipurile dascălilor îndrăgiți, care prin provața și blândețea lor au știut întotdeauna să toarne lumină și înțelepciune peste multe lucruri. Au găsit cheița spre inima fiecăruia dintre noi. Cu o deosebită plăcere mă aflu astăzi aici, și sunt bucuroasă să vă revăd mulți stimați profesori și învățători. Mă bucur că am ocazia să analizez alături de dumneavoastră rezultatele acumulate în precedentul an de studii. E un moment al bilanțului, care sper că ne va conduce spre valorificarea experiențelor dobândite în această perioadă, remedierea deficiențelor întâmpinate și demararea cu succes a proiectelor programate pentru perioada imediat următoare. Educația, în pofida tuturor evenimentelor politice și sociale, este una din direcțiile prioritare ale dezvoltării societății și de la această directivă trebuie să ne conducem întotdeauna. O atenție sporită se acordă acestei direcții, deoarece, de aportul fiecăruia dintre noi,
depinde atât nivelul de pregătire a tinerii generații către viață, cât și calitatea procesului educațional în întregime. Continu să-mi pun mari speranțe în toți dumneavoastră, stimați pedagogi, deoarece sunteți formatori de opinie, formatori de oameni, educând generații întregi. Vă îndemn să vă alăturați și în continuare cauzei de a schimba mai departe în bine lucrurile din sistemul de învățământ din Raionul Șovdănești, să păstrați speranța și optimismul în sufletele dumneavoastră pentru a da randamentul ce vi-l cere nobila meserie. În toate timpurile, societatea a avut nevoie de calitate în toate domeniile, dar în domeniul educațional în mod special. De aceea vă îndemn să vă plasați în fruntea tuturor evenimentelor care contribuie la dezvoltarea societății noastre. Permanent am fost împreună cu dumneavoastră în căutarea soluțiilor celor mai potrivite pentru a îmbunătăți calitatea studiilor, pentru a ameliora condițiile favorabile pentru lucru, pentru a crea condiții mai bune pentru ele, pentru a organiza instruiri pentru cadrele didactice. Eu sper că sursele financiare care au fost alocate și în acest an pentru crearea bunelor condiții de educație și muncă a elevilor și pedagogilor vor favoriza dezvoltarea sistemului educațional din Raionul Șovdănești în continuare. Sunt vizibile și schimbările spre bine în grădinițele de copii, care prin intermediul susținerilor financiare, dar și a contribuțiilor locale, au reușit să se renoveze și se apropie la standarde moderne. S-a mers cu pași siguri pentru a avea rezultate bune, dar mai rămâne să facem multe lucruri și în grădinițele de copii. Sunt sigură că ne dorim cu toții să avem o promovare exemplară a examenelor de bacalaureat, să avem cât mai mulți copii dotați cu potențial intelectual uman, ce vor duce rezultatul muncii noastre nu numai departe de hotarele Raionului, dar și departe de hotarele Republicii Moldova. De aceea fac apel la autoritățile de management a instituțiilor de învățământ să ia în considerație creșterea numărului de propuneri de proiecte, să aloce timp suficient și resurse necesare pentru a profita de susțineri financiare din partea finanțatorilor externi ai Republicii Moldova, dar și din partea finanțatorilor din țară. Privesc cu încredere perioada pe care o trăim și sunt convinsă că obiectivele trasate astăzi vor da rezultate mult așteptate. Condiții mai bune de activitate pentru pedagogi și cunoștințe temeinice pentru copii. Doar în aceste condiții vom avea o societate sănătoasă și instituții funcționale. Onorată asistență, e important să gândim cum urmează să dezvoltăm dorința, înclinația pentru cunoaștere, manierele de învățare și nu doar dorința elevilor, dotarea elevilor cu un bagaj de cunoștințe. Cu alte cuvinte, e important ca elevii nu doar să aibă cunoștințe, ci să învețe cum pot obține aceste cunoștințe. A-l inspira și a-i stimula potențialul copilului, a-i oferi noi perspective, aceasta înseamnă, în opinia mea, a preda. Spre final doresc să adresez un cuvânt special tinerilor cadre didactice. Vă urez, dragi tineri dascăli, să nu cedați în fața impedimentelor și a greutăților vieții. Pasiunea de îndrumător să crească și să se transforme în misiunea de a învăța pe copii excelența, rigoarea, capacitatea de concentrare, într-un cuvânt, de a educa un spirit sănătos într-un corp sănătos. Se spune că în timp profesia de pedagog devine vocație. Cu cât trece timpul, cu atât se mărește impactul asupra unui număr mai mare de persoane. Dragi profesori, vouă, celora care ați îmbrățișat pedagogia din îndemnul inimii, vă datorăm tot respectul pentru truda neobosită. Mulțumesc încă o dată cadrelor didactice pentru munca nobilă pe care o depuneți în educația tinerii generații și vă urez multă sănătate, cât mai multe realizări frumoase în noul an de învățământ. Vă felicit cu începerea unui nou an de studii, vă doresc tuturor să aveți o lungă și bogată carieră pedagogică,
aducătoare de rezultate remarcabile și sentimentul de satisfacție a datoriei împlinirii. Să pășiți într-un ceas bun și cu multă încredere. Cuvinte speciale vreau să adresez domnului Mândru, șeful Direcției Învățământ, cât și colaboratorilor Direcției de Învățământ, care pe tot parcursul anului, și nu numai anului trecut, dar pe tot parcursul anilor, v-au ghidat activitatea dumneavoastră. Tuturora mult succes! Mulțumim, doamnă deputat, pentru cuvintele de încurajare. Stimați colegi, onorată asistență, ordine de zi a Conferinței Raionale a Cadrelor Didactice din Raionul Șoldănești a luat sfârșit. Ce propuneri aveți? Dacă nu aveți propuneri, în luările de cuvânt, la conferința de astăzi au fost trasate obiectivele ce urmează a fi realizate de corpul didactic din Raionul nostru. Cuvânt pentru citirea rezoluției Conferinței Pedagogilor cu genericul pedagogul agent al schimbării se oferă doamnei Grosu Natalia, director adjunct Gimnaziu Alexandru Grosu, Dobrușa. Stimați participanți ai Conferinței Pedagogice, conferința anuală a cadrelor didactice, care anticipează startul unui nou început de an școlar, printre numeroasele scopuri ce și le propunem, are și menirea de a ne insufla optimism, a ne mobiliza la fapte mari pe potriva provocărilor actuale și de a ne orienta spre gândire pozitivă și constructivă. Obiectivul prioritar al Direcției Învățământ, asigurarea calității în educație, a fost realizat prin democratizarea procesului educațional, valorificarea perspectivelor resurselor umane și financiare disponibile, crearea oportunităților pentru schimb de opinii, experiență și mobilitate, extinderea practicilor educației inclusive și de alternativă, asigurarea accesului tuturor copiilor la instruire. Anul curent de studii s-a remarcat prin implementarea de noi documente de politici educaționale, dar și prin reformele curriculare în învățământul primar, care vor continua în învățământul gimnazial și liceal. Perioada de referință s-a remarcat prin perfecționarea calității serviciilor educaționale prestate și competențelor profesionale, stimularea potențialului creativ al elevilor și promovarea inovațiilor didactice. În scopul dezvoltării valorilor general umane, formării conștiinței și identității naționale, promovării aspirațiilor de integrare europeană, sistemul educațional raional este un continuu proces de perfecționare și schimbare. Dezbaterile în cadrul atelierilor au reliefat cele mai frecvente probleme cu care ne-am confruntat în anul de studii 2018-2019 la nivel de resurse umane, cadre didactice și elevi, curriculare, infrastructura și resurse financiare, relații de colaborare naționale și internaționale. În rezultatul examinării rezoluțiilor, conferințelor organizate la nivel de instituții și recomandărilor participanților la actuala conferință pedagogică se propun: continuarea implementării reformelor educaționale solicitate de către Codul Educației, valorificarea perspectivelor de dezvoltare a sistemului educațional în raport cu resursele umane și financiare disponibile, susținerea și promovarea învățământului inclusiv ca alternativă viabilă și funcțională, identificarea și crearea oportunităților diferențiate de formare continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcții de conducere, eficientizarea procesului educațional prin asimilarea și utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale moderne, încurajarea și susținerea inițiativei în dezvoltarea unităților de învățământ, inclusiv prin proiecte cu fonduri investiționale, dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile centrale, locale, familiile, ONG-urile, asociațiile și instituțiile de cultură și artă, consolidarea bazei tehnico-materiale și didactice, motivarea și susținerea pedagogilor cu performanțe deosebite, promovarea imaginii sistemului educațional raional. Propunerile înaintate vor fi clasificate și expediate conform competențelor instanțelor ierarhic superioare spre examinare și soluționare. Mulțumesc,
mulțumim, doamne Natalia, dumneavoastră ați auzit cu toții rezoluția conferinței de astăzi și vreau să supun votului dumneavoastră rezoluția dată. Cine este pentru aprobarea rezoluției dată, vă rog, votați. Împotrivă? S-a abținut? Mulțumim! Stimați colegi, eu vreau să vă mulțumesc pentru munca care o faceți dumneavoastră zi de zi și care ați făcut-o în anii precedenți și care trebuie să o faceți de la 2 septembrie anul acesta și am spus, v-am mai spus și la ateliere, că anul acesta începem anul școlar de la 1 luni și începem cu dreptul. Înseamnă că tot anul de învățământ 2019 și 2020 vom merge într-un pas bun și cu elevi pe potriva noastră. Stimați colegi, vreau în față de dumneavoastră să aduc mulțumiri doamnei deputate în Parlamentul Republicii Moldova, doamnei Svetlana Rotundu, pentru faptul că este întotdeauna alături de noi și la bine și la mai puțin bine. Vreau să aduc mulțumiri domnului președinte Nicolae Dorogan și Consiliul Raional Soldănești, Administrației Publice Locale din nivelul 1, pentru sportul și pentru activitatea care o aduce, care este unde susține sistematic procesul instructiv, educativ de la noi, din Raion. Sper că aceasta să nu rămâne doar în trecut, dar și în viitor, să avem toată susținerea, pentru că, cum am spus și cum au spus și colegii, procesul instructiv, educativ este talpa țării, este baza țării, pentru că aici se pune temelia omenirii, aici se pune temelia viitorilor pedagogi, juriști și așa mai departe, medici. Anul precedent de studii, după cum dumneavoastră cunoașteți, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a demarat un program care suna în felul următor. Vreau să devin pedagog. Noi am susținut cadrele didactice și de conducere de raionul nostru, am susținut acest program și nu ne-am oprit aici, dar am mai adăugat și sunt în concursul Sunt mândru că sunt pedagog. Eu nu știu, cred că este datorită faptului că a fost adoptată și acea lege 270 cu majorarea salariilor la pedagogi și datorită faptului că avem susținerea societății este alta. Plus la aceasta, am spus că avem și rezultate. Anul acesta, cel puțin 20 de absolvenți a instituțiilor de învățământ de Raion au plecat să-și facă studiile la pedagogie. Noi nu am avut niciodată aceasta. Eu vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră care o depuneți și despre faptul că promovați pedagogizarea elevilor și a părinților și se apropie sărbătorile 27 august, ziua independenței și 31 august, ziua limbii noastre și a României. Eu vă felicit cu aceste sărbători, vă doresc sănătatea dumneavoastră, familiilor și colectivilor de unde sunteți. Eu vă doresc să faceți ceea ce faceți, că faceți bine și Doamne ajută și într-un ceas bun. Vă mulțumesc!